Editura Sigma vă prezintă Cartea Zilei. Bine v-am regăsit la Cartea Zilei. Sunt Leonard Ancuța și l-am alături de mine pe domnul Boris Zinger, editorul editurii Sigma. Încheiem această săptămână cu două seturi de cărți pentru elevii de clasa a doua. Sunt două seturi de cărți foarte folositoare acestora pentru că conțin o grămadă de lucruri utile. Domnul Zinger de altfel vă va explica în câteva cuvinte în ce constau aceste seturi de cărți. Avem pe de o parte Aventura Cunoașterii, un set de două cărți și una pentru semestrul 1 și una pe semestrul al doilea. Ele conțin în general povești moralizatoare și exerciții, dar va detalia domnul Zinger. Și de asemenea avem Aventurile Învățării, sunt patru cărți. Tot așa, sunt mai multe cărți, Aventuri printre stele, Aventuri cu daruri, Aventuri la început de an școlar și Aventuri la joacă. Imediat vă vom vorbi și despre acestea puțin mai pe larg. Domnul Zinger, vă rog frumos să ne spuneți în câteva cuvinte, de fapt, ce este Aventura Cunoașterii? Cunoașterea trebuie privită ca o activitate interesantă, ca o aventură. Elevul nu are voie să se plictisească, nu are voie să intre într-o activitate de rutină obositoare. El trebuie să fie mânat de curiozitate, ca o corabie pe un ocean împinsă de vântul cunoașterii. Am ales și vreau să citesc o scurtă povestire, așa cum sunt aproape pe fiecare pagină. Cel mai bun prieten. Un copil avea multe jucării. S-a jucat ce s-a jucat cu ele și la un moment dat a început să plângă pentru că se plictisea. I-a spus tatălui său, îmi doresc o sfârlează. Bine, am să-ți cumpăr o sfârlează. I-a răspuns tatăl, grozav, a spus el a doua zi uitându-se la jucăria cea nouă. Dar curând, băiatul se plictisi și de aceasta. Tăticule, vreau altă jucărie. Asta nu mai place. Îți mai cumpăr una, doar dacă nu o s-o mai arunci. Promit, zice copilul. Și a primit o cutie de plastelină de toate culorile. Mult s-a mai minunat el când a luat o bucată și a frământat-o în mâini până a ieșit o minge rotundă. S-a gândit că o să facă multe alte lucruri. Din ziua aceea n-a mai plâns după nicio altă jucărie. De ce nu mă mai plictisesc? L-a întrebat pe tatăl său. Pentru că s-a găsit un bun prieten. Pe cine? Plastelina? Oare ce i-a răspuns tatăl? Fiecare poveste se termină cu o întrebare, cu o temă. De asemenea, bineînțeles că această poveste care arată că elevul dorește, copilul dorește să transforme lumea din jurul lui, nu să repete un același joc pe care nu poate să-l modifice. Deci toată această activitate se învârte în jurul unui efort de a transforma și de a înțelege lumea. Orice astfel de povestire este însoțită de întrebări care aruncă o rază de lumină asupra fiecărui aspect. Multe dintre aceste aspecte poate că nu le înțelegem de la prima lectură, dar a le pune în evidență sunt importante pentru a înțelege textul și importanța poveștii noastre. Trebuie să mai precizăm că aceste cărți sunt foarte accesibile pentru dumneavoastră. Este doar 9 lei fiecare dintre volume. Și în plus față de aceasta, inițiem astăzi o nouă rubrică în emisiunea Cartea Zilei, rubrica Concurs. Și alături de editura Sigma și de domnul Boris Zinger în momentul de față, vă lansăm o invitație să participați la concursul nostru prin care puteți câștiga 3 seturi ale Aventurii Cunoașterii. Nu trebuie decât să scrieți o povestire de jumătate de pagină prin care să povestiți una dintre aventurile dumneavoastră în care ați descoperit ceva, ați cunoscut ceva. O întâmplare interesantă din care ați avut ceva de învățat. Vă așteptăm scrisorile voastre și vom fi foarte bucuroși să vă transmitem premiile noastre. De asemenea, vom publica cu voia voastră aceste întâmplări pentru ca și alți copii să învețe ceva din aventura voastră. Nu ezitați, deci, să scrieți, să vă rugați copiii să scrie o scurtă povestioară, o scurtă compunere de jumătate de pagină și să ne trimiteți opera
copilul dumneavoastră pe adresa office@sigma.ro. Așteptăm până săptămâna viitoare povestirile dumneavoastră și vă dorim mult succes. Nu uitați, puteți câștiga seturi de cărți Aventura Cunoașterii de la editura Sigma. Repet adresa de mail office@editurasigma.ro. Editura Sigma într-un cuvânt. Vă mulțumim, oricând căutați Sigma pe internet, o să ne găsiți. Vom vorbi acum despre celălalt fel de cărți, Aventura Învățării. Sunt patru cărți, așa cum vă povesteam, tot adresate elevilor de clasa a doua. Cartea zilei a fost prezentată de editura Sigma. Sărbătoriți împreună cu editura Sigma 25 de ani de activitate. În acest an aniversar, vă oferim nenumărate reduceri pentru materiale didactice, manuale și auxiliare școlare. Accesați site-ul editurii Sigma, www.libreriasigma.ro, și beneficiați de toate reducerile noastre aniversare. Cărți prețioase de la Sigma, cu reduceri importante pentru voi.